Vă salut, dragii mei, salut, dragile mele, salut și noi abonați la canalul Frumusețe Vârste Elegante. Da, vârste elegante. În filmuleț precedent am accentuat că început de an și sunt motivată la multe activități. Am venit obosită de la, am început cursurile auto, vedeți, cu cărți, cu instrucțiuni, cu reguli și încep o nouă etapă de învățătură. Niciodată nu m-am mai gândit că o să învăț cursurile de auto, să fiu conducător auto. Dar copiii m-au motivat să fac aceasta și zic, de ce să nu încerc? Și iată, vedeți că sunt foarte obosită, sunt după atâta mișcare, dar totuși vreau să vă menționez faptul că iată așa când sunt în activități, sunt ocupată și nu prea am timp de măsculițe naturiste să stau pe loc, să stau câte jumătate de oră, câte o oră, atunci undeva îmi vin ideile și mi-aduc aminte de când făceam măsculițe așa mai ușoare. Chiar ieri am făcut o măsculiță din sirop de măcieș. Și vă recomand și vouă două măști cu preparate farmaceutice, foarte ieftine, foarte economicoase, care costă bănuți. Iată soluție de măcieș care costă undeva 30 de lei, procurată în farmacie. Și este simplu că doar adăugăm, nu mai trebuie să adăugăm nimic, se aplică masca pe tenul curat. Se ține 20 de minute, poți să vă relaxați, apoi să o înlăturați cu apă călduță sau cu infuzie de ierburi, să vă aplicați o cremă și tenul va fi strălucitor, tenul se va tonifia, tenul se va hrăni, fiindcă acest sirop de măcieș conține o mare, mare bogăție, este o comoară, pentru, nu numai pentru piele. În general, siropul de măcieș se folosește ca un holeretic, ca un stimulator a digestiei, intern, dar având în vedere că conține multe beta-carotine, multă vitamina C, care luminează tenul, purifică tenul, dă tonizare și un efect anti-age, să-l folosim și în îngrijirea tenului, în sănătatea tenului. Dar astăzi cu voi vreau să-mi aplic o mască și înainte de a mă demachia și am pregătit tenul, doar să vă spun că o măsculiță din henna. Aici este limba rusă, limba rusă se numește hna. Această henă și costă cât? La fel, din farmacie costă doar 7 lei. 7 lei, ăsta e 7 lei, ăsta e 1 leu românesc, nici 2 lei românești, undeva, nici 2 lei românești, 1 leu jumătate românesc. Și de ce să nu profităm? Această mască, care este pentru o mască pentru păr, dar are atâtea beneficii, are un efect antioxidant puternic, și la fel tonizează tenul. Dar dați să merg să mă demachiez, că nici nu pot vorbi. Cineva poate să-mi scrie că mă bălbâiesc, dar pot să mă bălbâiesc, că de multe ori îmi scriu că vă bălbâiți, nu mă puteți exprima, nu vorbiți corect în limba română. Dar să vă spun că de când am venit din Canada, m-am dus cu maxi taxi până la cursuri, aud limba rusă. Mă urc într-o leu. Toată lumea vorbește în limba rusă. Mă bâlbâi și o să caut cuvintele potrivite. Păi mă concentrez. Chiar și instrucțiunile acestea sunt și în limba rusă și în română. Și se vorbește și în rusă și în română. De aceea cer iertare și scuze până mă voi adapta, până mă concentrez la limbajul așa mai clar și mai să fie clar și vouă. Așa asta este. Merg să mă demachiez și voi lua o lingură de henna neutră. Nu hena neagră sau moro, dar hena neutră. O voi amestica cu o lingură de smântână, de frișcă. Astăzi îmi pare că am smântână în frigider. Și îmi voi aplica pe tenul curat. Urmăriți!
capilare. Aici sunt date recomandații pentru masca capilară, pentru masca pentru ten și pentru băiță. 25 de grame și voi lua doar jumătate din ea. Iată și s-a stupit, este de culoare verde. Uite, vedeți aici ce culoare verde, aici este clorofila. Ca de obicei, hena se produce pentru măsculițele păr cu un amestec de alte plante medicinale pentru întărirea podoabei capilare. Pentru măști, de față se ia hena neutră, care are proprietăți benefice, antioxidante și de tonizare, de lifting. Voi opări un pic așa cu apă, ca o cremuță, foarte culoare frumoasă. Asta este extract sau din frunze uscate de henă. Și ca fiecare frunzuliție trebuie să o opărim. Și așa călduță, voi adăuga smântână. Doar hena neutră se folosește pentru măștile naturistice, pentru ten sau în cadă se aplică, pentru tonizare se folosește și în tenurile acneice. Iată smântână voi adăuga, la ochi o să adaug, așa. Sper că nu mai ajunge. Vai, ce plăcută și are o aromă plăcută. Datorită faptului că conține substanțe naturale și îndeosebit clorofila, are efectul de antioxidant, de întinerire, de strălucire și de stimularea glandelor sebacee. V-aș recomanda pentru un ten gras să adăugați și suc de lămâie, sau chiar și un gălbenuș, sau chiar și un albuș, sau poate și oțet de măr. Hai, ce plăcută! Ah. Iubesc și vă îmbrățișez cu drag de voi, Veronica Sandu, medic cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Sănătate tuturor!